zic că am râs în unele momente cu oarecare așa... încercam să mă rețin, dar nu puteam, pentru că pe mine mă leagă niște lucruri de oamenii pe care ai spus. Cu Tama și era să mă bat rău de tot când eram amândoi beți și ne-au despărțit bodyguards în vintage. Serios? Da. De ce să te bați? Prima dată ne-am întâlnit și a venit la mine. Bă, pot să povestesc asta? Deci eram în vintage, eram mordăbeat și a zis, știi că ești rudă cu mine? Și m-a luat în brațe. Acum, eu sunt actor, eu pot să fac beții. E destul de celălalt un fotbalist. În fine. Și a zis, hai să bem un șat, că suntem rude. N-am înțeles de ce suntem rude. Și a pus așa 10 șaturi. Și cât timp am băut, vă jur, cât timp am băut eu două, el a băut, 8. Bă, 8. Cât timp am băut eu două. Sportiv. După care și-a adus aminte că am avut eu într-un sketch o referire la el și a zis că trebuie să mă bat. Și-a dat tricoul jos. Eu atunci mi-am dat și eu tricoul jos, bineînțeles că diferențele erau majore. Și au sărit bodyguards-ii din vintage și ne-au despărțit și, bă rog, a fost destul de dramatic. Chiar vrea să te bat. Da, da, da. Alibec i-a dat mesaj lui Vancea când eu eram cu Vancea. Mai departe. Adipopa. Adipopa. Sunt prieten cu Adipopa. Să știi că e un băiat de bun simț. El și cu Stancio au fost și la mine la teatru. Vezi că poți să mai folosești una. Adi Popa nu dă gol din foarfecă, dă din forfecuță. Te gândești că e... Mă, așa? Da, te-ai gândit că poate există calitate, dar le trebuie și un antrenor. Fotbalistul român nu poate să joace fotbal din mai multe motive simple. Unul, îi place la discotecă, îi place băutura. Probabil că adoră țigările. Și nu are personalitate. Nu vorbim de tehnică, nu vorbim de nivelul de antrenament. Poate să fie numai vina lor, frate. Că ai nevoie și de un om care să te motiveze, un antrenor.